Salut și bine v-am găsit la Money Show. Astăzi m-am trezit puțin nostalgic și am zis să vă arăt și vouă un videoclip mai vechi cu un artist care a ajuns foarte cunoscut pe la noi, dar nu este văzut tocmai bine. Sunt foarte curios dacă o să-l recunoașteți. Ascultați la mine ce vă spun acum. De 2011 nu vă dau niciun punct. Ha? Vă zice ceva? Seamănă? Seamănă cu cineva? Nici acum? Nici acum nu seamănă cu nimeni? Mă întreb mereu, aici cât o să stau. Da, acum? Ia uitați-vă un pic. Special din partea mea, Florin de la Pichiric, pentru toate femeile frumoase. A? Parcă e altceva, nu? Sus! 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 Da, este Fernando de la Caransebeș, care în clipul ăsta părea că va avea parte de un viitor strălucit. Dar n-a fost să fie. Am primit filmarea asta de la Claudiu Mihalcea, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale și dacă aveți și voi clipuri pe care vreți să mi le trimiteți, lăsați-mi le pe Instagram, pe Facebook, unde vreți voi. Dacă tot am ajuns în partea asta de hip-hop, de rap, de vreau să vă prezint o emisiune, un fel de urbanist de la țară, ca să-i spun așa, se numește CGR Live și participă foarte mulți oameni care nu pot sta pe beat. Participă și câțiva oameni ok, dar puțini. Primul om pe care vreau să vi-l prezint se numește Bipolar și este rapper, trapper, ceva de genul ăsta, dar cred că până să fac înregistrarea asta, el n-a mai cântat niciodată. Da, Bipolar, CGR, un fum de spliff. Nici n-a început și deja ne putem da seama că nu o să fie bine. Și zi în ce mai hai, cu brunetă lângă mine, mă propulsez în rai. Serios? Nimeni nu o să-l creadă pe băiatul ăsta că dacă ajunge în rai, ar vrea să fie o brunetă lângă el. Hai să fim serioși. Bipolar, hai să fim cinstiți. De dimineață, cafeaua cu paiu, mi-o dă tare la cap. Ce, am crezut că nu o să urmeze la cap? Doamne, am crezut că o să fie altceva când a zis mi-o dă tare la... M-am dus în toate direcțiile, dar a zis cap. În fine, hai. Mă propulsez în rai de dimineață, cafeaua cu paiu, mi-o dă tare la cap, cam că mă mai tai. Ce a zis? Cafeaua cu paiu, mi-o dă tare la cap, cam că mă mai tai. Eu nu înțeleg ce a zis. Dacă înțelegeți voi, vă rog frumos să-mi spuneți și mie în comentarii ce a zis aici. 24 din 24 pe muzică construiesc. Ce 24 din 24 pe muzică construiești? Poate dacă lucrezi în construcții și zidești pe muzică, poate... Tu ești ofticat că sunt începături și în mese. Dar nu... Nu pare cu noi când cântă, nu... Pare că se gândește la altceva, pare că nu... Hai să mai vedem. 2021, bro, vreau puterii să vină toți banii. Cine zice că nu vrea faimă, la sigur te minte. 4 luni de când fac asta, trebuie să vină fanii. 4 luni de când fac asta, trebuie să vină fanii? Bă, băiatule... Bă... Trezește-te, ai 4 luni de când cânti, se vede ca și cum ai avea minus 4 luni de când cânti. Nu o să vină niciun fan, durează ani. Deci ăsta trăiește pur și simplu pe altă lume. Vrei să nu las scandal, dar te fac din cuvinte. Asta e chiar superbă, adică eu mi-l imaginez pe Bipolar așa la scandal. Te bat, prostule. Cam cam mai tai, o spunem ce te reține. Vezi că nu te aude Siri în cartier. Tu, în fine, m-am mutat fix la Unirii. Stați, că trebuie să mai ascultăm o altă parte asta. Spunem ce te reține. Vezi că nu te aude Siri în cartier. Tu, în fine, m-am mutat fix la Unirii. Bă, băiatule, bă, ce ai amestecat acolo? Centrul Bucureștiului, wow, visul Puștului, wow, centrul atenției, visul nu poți să-mi-l iei, pe Bitman, răget sunt.
Ce a zis? Bă, pe beat, man, rege. Bă, nu, nu, efectiv, nu, e rău de tot. Este foarte, foarte rău ceea ce se întâmplă. De ce l-ați primit pe omul ăsta să cânte? Și îmi pare rău, nu vreau fit. Prea ocupat să scriu un album, să caut un fit. Hai, stai. Și îmi pare rău, nu vreau fit. Deci, nu e loc de tine, îmi pare rău, nu vreau fit. Prea ocupat să scriu un album, să caut un fit. Prea ocupat să scriu albumul, să caut un fit? Bă, ai zis mai devreme că nu vrei un fit. Cum poți să fii preocupat să scrii albumul ca să cauți un fit? Nu-i... Da, nu știu dacă e în regulă. În fine, se poate și mult mai rău. Hai să mai vedem. Te-ai albi la față lapte. Un psihopat în libertate de te. În sfârșit un vers despre el. Da, hai să trecem mai departe, pentru că deja a început să mă doară un pic capul și... Omul care a gândit acest proiect imens și este gazda acestei emisiuni, gazdă pentru că ia și interviuri în unele bucăți, se numește domnul G, domnul G, domnul G, nu știu exact cum se pronunță, dar este foarte, foarte priceput la interviuri. CGR Live, un nou episod cu numărul 17-18, nu știu al câtelea va fi. N-am întrebări, bineînțeles. Și prima întrebare... Ce-ai făcut, mă? Păi n-ai zis că n-ai întrebări? Să știți că eu n-am nicio întrebare la voi, dar prima întrebare, ce faceți, mă? Va fi... De ce crezi tu că... Da, ne-am cam lămurit cu interviurile, am ascultat deja vreo 8 secunde și e cam ajunge, nu? E destul, mulțumim domnul G.G. G. Și ca să nu ziceți că sunt hater și că vreau să arăt doar lucruri rele, am făcut un mare research, am căutat prin toate clipurile lui și am dat și de oameni care au venit la CGR Live și au cântat ok. Bombardat de mic cu informații inutile, pentru a uita cine ești cu adevărat copilă, pentru că te vor îndepărta de cine ești de fapt, asta te face mult mai ușor de programat. Tipul ăsta se numește Maian și mie mi se pare că pică pe beat foarte bine. Îmi plac și versurile, mi se pare că le-a lucrat destul de mult. Se vede că nu face chestia asta zi de zi, dar cu siguranță este pe drumul cel bun și se vede că omul pune pasiune. Prin filme pandam să-ți dovedesc că iubesc hip-hop-ul ăsta românesc. Dau din coate, nu cerșesc, trag să mă deosebesc. Bun, și dacă am spus și chestia asta, o să închei aici episodul ăsta din Money Show. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să vă uitați și credeți-mă, și eu a trebuit să am răbdare ca să mă uit. O seară minunată să aveți. Nu uitați de subscribe.